avem surprize. Cred că a fost o problemă comună, că am stat atât de mult timp separați și izolați de oameni, dar de echipă chiar pot să spun că m-am atașat foarte tare și că mi-era atât de dor să petrec o zi întreagă cu ei, pentru că deja ne știm, facem glumițe, s-a format o legătură frumoasă între noi și mi-era foarte dor să-i revăd, mă bucur mult. Îmi aduc aminte care a fost prima zi. Prima zi a fost... Cred că am zis că de-abia așteptam ce bine ceva de genul. M-am bucurat cu toată lumea. Mai ales că am început puțin după, că am avut prima zi de filmare, cam după o săptămână după ce au reînceput filmările. Ei deja erau obișnuiți și eu eram... ce bine, nu mai puteam, de-abia așteptam. Și mie mi-a fost foarte dor și de Iulia și de tot. A fost foarte bine. Îmi era dor de puțin acțiune. După o perioadă atât de liniștită, aveam nevoie de puțin adrenalină. Ce-a schimbat... Cred că aș păstra legăturile, relațiile cu... Pentru că m-am tot întâlnit cu diferite personaje de-a lungul celor două sezoane. Dar cumva am reușit să rup legătura cu ei și îmi pare rău. I-aș păstra relațiile, da. Nu știu ce au înțeles sau ce n-au înțeles, dar mai mult aș vrea să zic că mi-ar plăcea mult să se regăsească adolescenții sau tinerii de vârsta mea și să înțeleagă că poate nu așa ar trebui neapărat să relaționeze cu părinții lor. Și să înțeleagă că nu sunt singurii care au o relație dificilă și că se poate rezolva prin comunicare, adică prin antiexemplul meu, cum eu nu comunic și așadar sunt foarte multe probleme în relația cu părinții mei, poate să tragă o învățătură, să zic așa, de parcă am 100 de ani și să poate să rezolve problema asta de comunicare. De acțiune. De dragoste nici nu am avut... foarte multe, deci dacă au fost cumva un joc cu Tibi, mai mult sau mai puțin, și de acțiune, clar. Pentru că îmi place sentimentul foarte mult. Îl simți tu, îl trăiești altfel. Nu știu exact să explic. Pur și simplu, cuvântul acțiune zice din start. O să fie un sezon plin de suspans. Cred că o să se ridice la nivelul așteptărilor și sper că a meritat toată pauza asta și că o să revină în forță. O să avem și personaje noi și de-abia aștept. Deja au fost anunțate câteva, dar mai avem surprize. Sperăm că o să ne ridicăm la măsura așteptărilor și că o să fie alături de noi în continuare. Sper că le-a fost dor de noi, că nouă sigur ne-a fost. Și de-abia aștept să ne revedem în toamnă cu episoade noi și acum, în timpul săptămânii, cu episoade revii.